Acum, în secolul 21, problemele ecologice își spun un cuvânt din ce în ce mai greu asupra omenirii. Soarta noastră a oamenilor pe planeta Pământ depinde de acțiunile care urmează să fie întreprinse de fiecare dintre noi. Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați dat bine seama, astăzi urmează să discutăm despre ecologie, despre acțiunile fiecăruia dintre noi, precum și despre politici pe termen lung și mediu la acest capitol. Însă un aspect destul de important pentru țara noastră rămâne a fi și ceea ce se discută în ultimul timp atât în spațiu public cât și prin intermediul instituțiilor media, este vorba de soarta râului Nistru, despre cele 6 hidrocentrale ce urmează să fie construite de către partea ucraineană și șirul de probleme, cu părere de rău, ar putea continua. Invitatul ediției de astăzi este Anatolie Prohnitsky, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova. Bună seara și bine ați venit, domnule Prohnitsky. Bună seara, bine v-am găsit. Ziceam că problemele ecologice își spun un cuvânt din ce în ce mai greu. Este așa și de ce Republica Moldova rămâne a fi vulnerabilă la acest capitol? Într-adevăr, problemele ce țin de protecția mediului, de ecologie, de calitatea alimentelor, calitatea apei, influențează populația Republicii Moldova și o simt și, spunem, o statistică este așa mai bună, o au medicii și preoții. Cu părere de rău, asta e, pentru că populația Republicii Moldova, indiferent apartenență de partid, credință, postare în pături, am de nivelul ăsta social, pături, ce nivel, jos, sus, toți sunt influențați, însă cu părere de rău, încă nu toți înțeleg asta. Și de multe ori ar fi bine ca să fie persoanele de la guvernare, da? Să fie mai active. Pentru ce la guvernare? Pentru că este încredințată guvernarea de către toți cetățenii. Nu fiecare cetățean în parte poate. Noi i-am delegat până la urmă ca să reprezinte interesele. Interesele și soluționeze problemele care apar, da? Și ceea ce, cu părere de rău, cam greu se mișcă în Republica Moldova. Și alta ar fi, și pe această cale vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră personal și postului televiziunii că abordați aceste subiecte, pentru că să le nege nu ar fi corect, știți? Ținem minte toți, cred eu, ori o mare parte în copilărie, când vedeam părinții noștri, mă rog, persoanele mai în vârstă ca noi, când apăruse numai pesticidele astea, amestecau cu mâna în caldare și pe urmă stropeau, neînțelegând care, ce impact aduce. Sunt ce consecințele. Consecințele, da, ulterioare. Așa și cu problemele de mediu și impactul, încă multă lume încă nu înțelege ce înseamnă asta și cu toate că simte astăzi și săptămâna aceasta și cred că pe viitor o mai simți. Domnule Prohnitsky, haideți să discutăm despre râul Nistru, despre Ucraina, cele 6 hidrocentrale, ce urmează să fie construite, așa spun cel puțin datele oficiale. Cum și în ce context s-a coagulat până la urmă această problemă? S-a cristalizat în ce context? Este o problemă veche și, să zicem, construcția hidrocentralelor este un pericol foarte mare și pentru Ucraina, dar cu atât mai mult pentru Republica Moldova, pentru că noi cunoaștem că surse de apă potabilă, noi avem râul Nistru, râul Prut și cele de la adâncimi mari. În rest, toate râurile de la suprafață la noi sunt poluate, fântânile, 90% apa în fântânile de unde sunt și la țară mai mult este poluată. Așa că construcția acestor hidrocentrale ar aduce la aceea că râul Nistru ar dispărea ca râu. Ar dispărea și cu asta e tot. Deci s-a ajuns. Știți, sunt foarte multe încălcări din partea, aș zice, și agenților economici din Ucraina și a guvernării din Ucraina. Domnule Prohnitsky, problema este una politică sau ecologică? Este una politică și aș zice economică infiltrată din afară. Interesant. Da. De ce? Pentru că compania care își dorește să construiască aceste hidrocentrale, așa, să le proiecteze, să le construiască și să pună la dispoziție tot utilajul,
este o companie ucraineană cu 80% capital statutar din Federația Rusă. Și, cum se zice acolo, niciun interes, numai bani. Pentru că impactul pe dânsii nu îi interesează și locul unde se prevede să fie construite aceste hidrocentrale este un defileu, este o zonă de un parc național a Ucrainei și interzis să fie construit, însă totuși s-a discutat. Și vreau să zic și guvernul Ucrainei a alocat deja 4 miliarde de grivne pentru studiu, pentru ca să demareze acest proces. Și ne bucură faptul că în sfârșit Rada din Ucraina a ratificat acordul cu Republica Moldova referitor la râul Nistru, la dezvoltare, la folosire. Care comună. A așteptat foarte mult timp. Păi da, din 2012, 7 ani, și e prea mult. Însă s-a reușit cu eforturi comune și a societății civile, a ONG-urilor și a guvernării și trebuie să zic și a Partidului Verde Ecologist. S-a lucrat foarte mult pe plan național și internațional și s-a cerut foarte intens și le spunem mulțumesc colegilor din Europa că ne-au susținut și foarte operativ. Și în această problemă, poate pentru prima dată societatea civilă a demonstrat că poate fi cea care spune un nu problemelor care urmează să le afecteze sănătatea și buna viață. Da, e corect, pentru că avem cazuri în Republica Moldova când societatea civilă este axată pe o problemă nu inventat, zicem așa, gen sus, jos, mă rog, chestii de astea, da? Dar luăm subiecte concrete care trebuie să se lucreze pas cu pas toți împreună ca să fie soluționat în beneficiu întregii societăți, indiferent de apartenență politică, ceea ce s-a reușit cu râul Nistru, semnarea acordului. Asta nu înseamnă că de acum nu există pericolul de construcția acestor hidrocentrale, pentru că banii au un cuvânt greu, să zicem așa, în afacerile astea de business. Și noi acum pe 19 iulie, împreună cu colegii din Ucraina, trecem o tabără de vară pentru tineri și două mese rotunde pentru seniori, unde vor fi implicați și administrația publică locală din regiune unde se prevăd construcția, vor fi deputații din Rada Supremă a Ucrainei și urmează ulterior monitorizarea implementării acestui acord, ce am făcut și noi din partea Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Am ieșit cu un demers către prim-ministru a Republicii Moldova ca până la 7 august, că atunci expiră termenul, să fie creată comisia asta, comisia din partea Republicii Moldova și pentru implementarea acestui acord. Pentru că timpul nu așteaptă, au trecut 5 ani de zile. Domnule Prohnițchi, Ucraina se confruntă până la urmă cu insuficiență de energie. Cum poate fi explicat acțiunile? Știți, Ucraina se confruntă cu multe probleme la ziua de astăzi, inclusiv și războiul cu Federația Rusă și separatismul care e permanent, plus problemele lor interne, mă rog, partide ca peste tot este în luptă și aș zice că Ucraina își dorește ca să fie, să obție o independență energetică. Și una din căi a fost gândită, mai precis nominalizată, nu gândită, pentru că în construcția hidrocentralelor și nu numai pe râul Nistru, inclusiv și pe râul Nipru, consecințele din contra o să fie nu prea bune și pentru Ucraina, da? Însă, iarăși, s-a gândit că aici s-ar putea de obținut sume frumoase de bani de către agenții economici și, eu știu, alte persoane. Așa că ecologiștii, spunem, din Ucraina sunt contra construcțiilor hidrocentrale. Sunt surse de energie solară, eoliană, pe biomasă, sunt altele pentru a fi dezvoltate aceste proiecte, nu numai decât să
faci baraj pe un râu, inundezi atâta pământ și impactul asupra climei, cu atât mai mult că, eu zic, schimbările climatice nu întreabă nici țara și nici ce partid e la guvernare. Spuneți-mi, vă rog, de ce Rada Supremă până la urmă a pus Republica Moldova în fața faptului împlinit? De ce nu a existat o inițiativă, o colaborare, nu știu, o întrunire în cadrul unei mese rotunde despre ceea ce spuneați și un pic mai devreme? Pentru că este un râu care trece și pe teritoriul Republicii Moldova. Corect. Ce să zicem acum, da? N-a fost profesionalismul și n-a fost conștientizarea de către guvernanți ce e râul Nistru pentru Republica Moldova. El fiind în postul respectiv, nu zic care, da, în structurile guvernamentale, în primul rând el avea gândul că el este membru de partid. Gata, și în funcție. Că este o problemă a Republicii Moldova care trebuie soluționată și altfel, el nu se gândea. Cam asta a fost. Și vreau să zic că, vorbind cu colegii noștri, n-a fost negociată problema, zicem așa, corect la nivel de stat. La unii membri a comisiei de negociere era un nivel redus. Foarte redus, zic așa, am eu expresie, unora nu le place, la nivel provincial. Ești stat, tu trebuie să aperi interesele statului, trebuie să negociezi reieșind de interesele statului, în primul rând, și insistent să o faci, pentru că dacă nu o faci tu, poți fi probleme. Domnule Prohnițchi, dacă nu mă înșel memoria, acum o săptămână ați revenit de la Bruxelles, da, unde ați discutat și cu partenerii europeni aceste probleme ecologice. Care este poziția dânșilor? Partenerii noștri din cadrul Partidului Verde European sunt dispuși mereu să susțină toate inițiativele Partidului Verde din Moldova ce se referă la problemele și de mediu, și sociale, și politice. Au o atitudine aparte. Putem conta pe ei în soluționarea acestei probleme? Da, da, și de acum s-a făcut, pentru că este o, spunem așa, o tratare caldă, prietenească față de noi, inclusiv și din Europa Centrală, de Sud, țările Baltice. Avem o susținere și asta a dovedit-o când am fost în aprilie în Liverpool, când noi împreună cu Partidul din Verde din Ucraina am semnat o adresare către prim-ministrul Ucrainei, tot pe hidrocentrale. Și am fost ținuți de 12 partide europene, au semnat, și inclusiv și parlamentarii europeni verzi. Susținerea este, știți, peste tot e așa, bate și se va deschide. Și respectiv, ulterior de acum trebuie să monitorizezi implementarea, inclusiv și a acestui acord, nu că ne liniștim că uite, a fost semnat și gata, noi știm soarta multor documente. Sunt legi foarte bune, însă nu toate se implementează. Oare nu se monitorizează implementarea lor, spunem așa. Dar ce a făcut Ministerul de Resort în acest interval de timp? După informație ministerului, de ce? Pentru că noi tot am propus un suport fără condiții, fără nimic Ministerului Mediu, ceva și mai înainte. Da. Și după discuția, spunem, s-a finalizat cu informarea. Noi am zis, poftim, noi suntem dispuși. Spunem așa, n-au răspuns la mâna întinsă, da, au crezut singur. Și da, au fost careva întâlniri și cu colegii din dânșilor din Ucraina și noi iarăși le-am propus asistența, pentru că sunt niște posibilități, mă rog, care am putea să le folosim în, pentru Republica Moldova, în soluționarea unor întrebări, și se referă inclusiv și la râul Nistru, și noi le-am folosit. Și guvernarea, desigur, a avut întâlniri, au fost demersuri, însă nu s-a ajuns acolo unde trebuia, da? Nu vreau să zic iarăși că noi am făcut ceva partidul, nu, însă noi am fost foarte insistenți și la nivel politic și local și european, pentru că cunoaștem foarte bine, Ucraina a obținut regimul liberalizat de vize și dacă s-a expus o îngrijorare foarte mare,
Desigur că da, au luat în calcul. Putem avea certitudinea că aceste hidrocentrale nu se vor mai construi? 100% nu. Dacă noi nu monitorizăm, nu spunem, nu stopăm, dar să nu admitem desfășurarea mai departe, noi nu putem să avem 100%. Dacă nu facem lucrul ăsta, și vreau să zic iarăși, este o înțelegere din partea deputaților, unor deputați din Rada Supremă a Ucrainei care nu sunt din cadrul Partidului Verde. Ei cooperează cu verzii, înțelegând care este pericolul construcției acestor hidrocentrale, și plus copreședintele Comisiei Euronest, da, este Rebecca Harms, care este parlamentar în fracțiunea verzilor din Parlamentul European, și am avut și cu dânsa întâlniri și ea este dispusă să ne susție în monitorizare, în neadmiterea construcțiilor acestor hidrocentrale, și o să depunem toate eforturile împreună și cu societatea civilă, ONG-uri, toți care își doresc, și dumneavoastră vă spunem mulțumesc pentru abordarea problemelor astea, pentru că, într-adevăr, noi când o să ne trezim pe urmă că râul Nistru este fără apă, că noi nu putem să irigăm suprafețele care iată, de fapt, agricultură. Anticipați întrebarea mea. Haideți să enumerăm principalele consecințe ale acestui fenomen. Ce riscă Republica Moldova să se trezească? În ce ipostaze? Păi, probleme o să fie foarte mari. Da. Foarte mari. În primul rând, dispare apa. Așa? Dispare apa fizic. Așa? Apa acum, ea, singur râul Nistru, influențează și la mediu împrejur la 10-60 de kilometri. Așa, la starea climii, la temperatură, la biodiversitate, la tot. A doilea, se folosește apa din râul Nistru pentru irigare. Noi avem probleme, noi ne dorim o agricultură intensivă, dar cu ce să o facem? Pentru că apele subterane nu sunt bune pentru irigare. Se dorește, dar nu sunt bune. Așa. O să fie probleme de acum cu agricultura. Da. Și una din cele mai mari probleme nu să fie apă potabilă. Da, acest aspect urmează să-l abordăm mai pe îndelete pe parcursul acestei emisiuni. Și să admitem că omul are o fântână, da, lângă casă. Era apă 2-3 metri și pe urmă nu e apă. De aici se trag foarte, foarte, foarte multe întrebări. Așa? Și desigur că urmează soluționarea lor. Oare el trebuie să aducă de unde apă, oare și noi tot că să mizăm pe debitul râului Prut, n-ar fi corect. Ecologiștii zic că ar fi o sursă alternativă până la urmă. Da, nu. Știți, nu poate fi, pentru că râul Prut are parcursul lui. Are consumatorii, spunem, care se folosesc. Și dacă se ia de acolo o cantitate mare de apă, înseamnă că apar probleme și acolo. Dar râurile interne pe care noi le avem, ele nu sunt curate, spunem așa, dar chiar și sunt nocive. Apa din râurile mici, Răut, Camenca, foarte multe, avem peste 3.000. Ele sunt nocive, apa este nocivă. Când ziceți lucrul ăsta, vă referiți la faptul că noi ne-am tăiat singur creangă de sub picioare? La capitolul curățirea lacurilor și a râurilor? Da, desigur, și curățirea, și neadmiterea ca să fie revărsări, pentru că sunt mulți agenți economici la ziua de astăzi care revarsă apele uzate în râu, cu toate că da, e greu, da, însă mulți agenți economici din anii 90 s-au deprins profitul 200%, ori eu știu cât acolo. Un profit normal în orice activitate economică este 5-10%, așa, bine, da? Însă își doresc mai mult. De atâta și nu se construiesc stațiile astea de epurare, pre-epurare, ca să nu admită ca să se reverse în râurile acestea mici. Și plus populația și instituțiile statului care trebuie să stea la strajă. Și nu odată am zis că, da, cu metode de constrângere poate și ar fi eficient, însă trebuie și educația care se opune. Eu nu înțeleg de ce guvernările declarate pro-europene
se opun ani la rând, de acum vreo 5 ani de zile, să introducă în grădinițe, în școli și în instituții, în toate instituțiile de învățământ, educație ecologică. Sunt elaborate manuale, ele sunt editate, ele stau la depozit și se prăfuiesc. De acum de vreo 4 ani de zile. Și nu doresc să introducă educație ecologică. Eu nu înțeleg ne de ce. Ne lipsește o cultură ecologică? Desigur. Desigur. Pentru că, zicem, cei 7 ani de acasă, da? Cum se educă copilul? Aici nu se poate de aruncat, asta nu se poate. Însă, totodată trebuie să cunoaștem toți, pentru că în sistemul educațional și la grădiniță, el este foarte puternic. Copilul vine acasă și zice, uite, nouă ni s-a spus așa, noi am făcut așa, noi așa. Pe urmă trece în liceu, în școala primară, liceu, da. Și cu timpul el devine ca o convingere a lui că așa trebuie să fie. Și mai ales când se face cu exemple și cu materiale care sunt editate și, apropo, sunt foarte bune. Domnule Prohnitschi, când revenim un pic la chestia cu apa, dar vroiam să vă întreb, în calitate poate de persoană care ați putea să ne dați un cel mai clar răspuns, când în Republica Moldova vor exista tomberoane pentru hârtie, masă plastică, sticlă, raportat la cultura ecologică, ceea ce spuneați mai devreme? Asta ar soluționa măcar o părticică din problemă? Da, ar soluționa. Ce nu avem? Agent economic care să prelucreze? Voință politică? Ce ne lipsește? Știți, ca să zicem că nu avem voință politică, trebuie să avem politicieni. Dar nu, spunem, oameni care au ajuns la putere pe listă și cu, eu știu, dar în Republica... condiții financiare. Zicem așa, da, cu tomberoanele. Da, sunt diferite cazuri. Sunt... când unele structuri ale statului, da, și unele organizații neguvernamentale, obținând finanțare din afară, promovează. Da? Însă, trebuie să fie și o cultură și, vreau să zic, și o impunere oarecare a populației. Și se reușește, vreau să vă zic, pentru că ceva ani în urmă, o parte din cetățeni aruncau la țară gunoi în drum. Acum gata. Și eu singur m-am mirat discutând cu unul, cu o persoană, știind apucăturile lui, zic, dar de ce? Ce? Văd că e curat așa. Păi, a venit ecologia și m-a amendat. 150 de lei amendă. Gata, eu duc la gunoi ăștia. Dar gunoi ăștia nu e autorizat. Asta e altă problemă. E o altă problemă. Spune. Însă, și nu că prin constrângere cu măsuri drastice, însă trebuie de informat, de cerut de la populație. Populația la noi se conformează când se dorește, știți? Și așa și cu colectarea separată. Dar aici sunt, părerea mea, că sunt interese economice, înguste, legat cu politicul, da? Că au fost agenți economici care au propus proiecte ca să numim așa, să salubrizeze toată Moldova de la nord la sud, da? Și au fost vreo 3 luni pe aici la negocieri, tot întrând și tot mulțumind peste tot pentru audiență și pe urmă au zis că noi aici nu putem să implementăm acest proiect pentru că nu avem din partea instituțiilor puterii, da? Înțelegerea asta și prea scump ne costă ca să soluționăm întrebarea. Cam așa au zis ei. Ce, dacă se traducem, prea mult se vrea pentru ca să pătrundă această companie pe piața Republicii Moldova. De ce? Pentru că posibil că cineva din guvernanți are proiectul ăsta și așteaptă când o să aibă posibilitatea ca să-l implementeze oricând o să aibă bani. Dar problema există și ea trebuie soluționată foarte urgent și cu pungile astea de plastic și cu cu atât mai mult că se reciclează. Este posibilitate și este necesitatea asta. Nu se dă voie, nu se dă autorizații. Sunt agenți economici mici care ar dori și ar putea să facă lucrul ăsta.
se opune unele structuri guvernamentale, zicem așa, da? Dar noi, în Republica Moldova avem politici ecologice viabile? Știți, la nivelul strategiei stăm bine. Cu implementarea mai greu. Și chiar discutând cu unii reprezentanți a structurilor guvernamentale, zice că, păi uite, noi am elaborat și pe cine l-a interesat, dar poate să vie la noi. Zic, nu. Ca structură de stat se elaborează și se implementează. Metode sunt diferite. Sunt și de informare, sunt și de aplicare. Cu interesare, să spunem așa. Uite, tu aplici, statul oferă, nu știu cât, 10-20% de pildă pentru reducere la impozit, la ori ajutor financiar, la chestii. Al motivezi pe persoană și încet, încet merge spre asta, da? Producând, pe urmă, îți întorci banii ăștia. Asta trebuie. Dar să iei poziția asta că cui trebuie, lasă vie, să iei, nu este corect. Nu este corect. Noi trebuie să propunem societăți și agenților economici și persoanelor fizice și la mulți. De ce? Ne punem noi întrebarea, da? Noi consumăm energie electrică. De ce noi n-am putea să implementăm un model așa, atractiv, pentru consumatorii casnici? Luăm la țară o baterie solară, eu știu, altceva, eu, Ileană, pentru necesități. Condițiile proprii. Da, condițiile proprii. Nu. Nu e posibil. De ce? Pentru că la noi bateriile solare, care e cel mai mare producător în regiune. Nu în regiune, dar chiar și în lume, este China. El produce. Însă tehnologiile sunt spaniole și nu rele. Da? Însă, la noi când se importă bateriile solare, spun 2-3 prețuri. Care are bani acela la scumpere. El nu se face pentru masă, pentru promovarea acestea. Promovare, da. Și îți propui, uite, ăsta costă atâta, așa. Statul poate să-ți ofere o rambursare atâta, da, la costul respectiv. N-ai bani, poftim instituția bancară prin fondurile europene care se acordă, da, se dă un credit cu un procent foarte mic. Și omul și-a instalat și de acum nu depinde de energie electrică. Însă, în cazul dat, persoanele cointeresate în semnarea contractelor de achiziție a energiei electrice nu să aibă profitul ăsta, nu? Așa? Și de-aia, uitați-vă, se stopează, da? Cu energia solară și eoliană și bio. Sunt nu că exemple, dar de acum implementate strategii în Europa, în orice localitate duci să vede cu ochiul liber, tot este. Și tot este posibil. Domnule Prohnițchi, haideți să revenim la un fapt pe care l-a constatat media anul trecut. Riscăm, zic specialiștii, să ne confruntăm și anul ăsta cu aceeași problemă. Problema râului Nistru și aprovizionării Chișinăului cu apă. Suntem în perioadă caniculară, râul a scăzut. Ce urmează? Urmează probleme, cum ați zis. Și nu-i numai problema în construcție. Riscă Chișinăul să rămână fără apă? Există această, nu știu, problemă la nivel practic, nu doar la cel teoretic? În situația dată, când nu sunt construite cele 6 hidrocentrale care se planifică, posibil să apară probleme cu aprovizionarea cu apă. Că să rămână fără apă, nu. Da, că să apară probleme. Și vreau să mai menționez că noi, da, ne îngrijorăm tare de construcția acestor 6 hidrocentrale. Însă trebuie să recunoaștem că și Republica Moldova are un păcat foarte mare în poluarea râului Nistru prin lipsa de sisteme de purificare în orașul Soroca, care toate impuritățile, toate se varsă în Nistru. Și ele așa frumos așează și ajung la noi, la Chișinău, și noi pompăm, prelucrăm, tratăm apa și pe urmă consumăm. Folosim unii, da. Și multe alte localități care sunt pe malul râului Nistru, din partea Republicii Moldova, nu se primesc măsuri ca să fie sistemele astea de epurare. Dar iarăși Soroca, oameni buni, 25 de ani. Costul stației de epurare acum se estimează undeva la vreo 7 milioane de euro. Și e o problemă mare pentru Republica Moldova, cu atâtea subvenții. Știu că s-a furat, știu că cineva dorește încă să mai iei, să mai facă, nu știu, 7 milioane, dar nu trebuie să vărsăm noi, ci spunem
apele uzate în râul Nistru și pe urmă noi iarăși ne creăm nouă probleme. De regulă, nivelul râului Nistru, zic specialiștii, este din 9,2 metri. Anul trecut s-a ajuns până la 8,4. Deja a apărut problema că dacă mai coboară câțiva centimetri, ne vom confrunta cu problema apei potabile. Întrebarea mea este poate și una tehnică. S-ar permite adâncirea acestor pompe? Există, nu știu, posibilități tehnice sau sunt atunci când au fost montate, cred cu ani în urmă, s-a luat în calcul și debitul, s-a luat în calcul și cantitatea de apă care poate fi extrasă? Știți, problema, zicem, poate și nu în pompe. Pompele, ele sunt în afara râului, acolo este o țavă care, mă rog, o prelungești, da? Însă calitatea apei de acum nu e ce. Și iarăși negocierile cu partea ucraineană, cu centrala de la hidrocentrala de la Novodnistrovsk, unde este lacul de acumulare și dinși au mai făcut încă un lac aparte, un lac de rezervă unde se pompează apa din râul Nistru. Și se păstrează că în caz dacă nu o să ajungă apă la hidrocentrală din nu știu ce motive, ca ulterior să fie revărsată la turbine, da? Și apare iarăși, ce zice, o problemă. E acolo se acumulează, da? Și este apă rece. Și aia când se face revărsarea din lacul ăsta de acumulare, se revarsă cei de jos. Ce apă rece. Da. Și nu că e moarte, dar nu e chiar vie. Hai spune că e la adâncime mare și vietăți acolo cam puțin, nu-i accesul la oxigen. Și poate oxigen, afecta, de fapt... Și apa, ce e? Apa tratată. E vine la noi. Știți? Da. Și iarăși e o problemă. Și depinde nivelul râului Nistru, depinde de cum partea ucraineană face revărsările acestea de la lacul de acumulare de la hidrocentrală. Dar nu vi se pare paradoxal că premierul Ucrainei zice că noi respectăm vecinii și prețuim natura, toate deciziile luăm împreună? Cel puțin așa citesc păi din memorie. Corect, asta e o declarație politică. În luna februarie, prim-ministrul Republicii Moldova a avut întâlnire, întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei. Da. Luna februarie. În luna mai, guvernul Ucrainei acordă 4 miliarde de grivne, inclusiv și pentru studii și construcția acestor hidrocentrale. Cum să înțelegem? Se întâlnesc doi prim-ministri și discută inclusiv și întrebarea aceasta în februarie. Și mai se alocă. E logic, nu? Asta e. Așa că aici Republica Moldova și instituțiile abilitate cu dreptul de a aduce negociuri trebuie să fie mai insistente, mai să spunem așa, mai dure. Și fără genă trebuie să apelezi și la structurile europene și de multe ori eu le zic da, Partidul Verde Ecologist nu este la guvernare, însă este dispus să acorde suportul fără condiții în probleme care se confruntă Republica Moldova și noi am putea. Asta eu zic, nu că noi putem tot, dar ce ne este în puteri, putem să o facem și eu cred că ar fi bine ca să fie imobilizat și societatea civilă și partidele extraparlamentare pentru ca să fie soluționate multe întrebări, inclusiv și de mediu. Și nu numai de mediu. Domnule Prohnițchi, datorită părții ucrainene și iau aici în ghilimele de rigoare, se datorează și tot felul de revărsări, tot felul de inundații ale satelor ce aparțin Republicii Moldova? Nu, n-aș zice de ce. Nu există o legătură între acestea, nu? Nu, știți, sunt situații tehnice, da? Este lacul de acumulare, este topirea zăpezilor și iarăși Ucraina tot are problemele ei cu pădurile care creșteau pe pantele inclusiv și a Carpaților și a versanților de la așa. Și ulterior ele au fost masiv tăiate, da?
Deci, și desigur că zăpada de acum nu stopește așa încet când este în pădure. Stopește brusc și brusc vine apa și el nu poate să facă nimic. El trebuie să elibereze, să-i facă cale. Am vorbit despre Nistru Prut, căi de alternativă. Avem fântâni artezene ca să, cel puțin, să ținem sub control Chișinăul la capitolul alimentare cu apă. Insuficiente avem. Insuficiente. De ce? Pentru că v-am zis, dacă la noi sunt poluate toate râurile mici, ce înseamnă? Asta înseamnă că nu se respectă legislația de mediu. Sunt multe întrebări, că nu ai voie să plantezi, eu știu, livezi mai aproape 300 de metri de malul râului. Plantând livezile, tratezi cu ce le tratezi, și îngrășăminte și chimicale, așa? Și ele ulterior se scurg, plus revărsările astea. Și apa asta de râuri e pătrunde în soc și pătrunde adânc. Și la mare adâncime noi avem apă potabilă și rezervele, n-aș zice că noi avem rezerve suficiente pentru a avea o sursă alternativă. Posibil pentru supraviețuire și mai mult nu. De atâta și programul ăsta schimbări climatice presupune ca apele, cum se fac și în țările care au și un deficit de apă, da? Apa e nu pur și simplu se varsă, ea se prelucrează, se întoarce. Da, este un circuit, da, se purifică și se folosește apa potabilă, eu știu, altă, după și în condiții tehnice, poate s-a folosit, zicem așa, la spălatul mașinilor, da, apa asta. Se dă într-o parte, se filtrează și sunt acolo ulei și ce, restul ea poate fi folosită din nou, da? Nu, e la noi, pleacă în canalizare și... Sau un râu Bâc, cum se întâmpla, da? Păi asta e, la noi râu Bâc e prima și cea mai mare țavă de canalizare din Republica Moldova, într-adevăr așa e. Da, vedeți că trebuie să fie tehnologiile astea și trebuie să fie cerințele. Și trebuie ca să și populația să fie deprinsă ca să economisească apa și de sus până jos, de jos până sus. Asta ar fi o cale. În caz contrar, o să fim nevoiți să importăm apă. Da. Domnule Prohnițchi, haideți să vedem Republica Moldova, pe lângă aceste probleme pe care le-am mai identificat astăzi, se mai confruntă cu o serie de probleme ecologice. Vorbim și despre calitatea aerului, despre poluarea aerului, vorbim despre nerespectarea unor parametri. Există o politică, revin poate la întrebarea precedentă cu politici viabile, există vreo politică la nivel de stat pentru menținerea sub control a acestor indicatori care îmi permit în calitate de jurnalist să zic că sunt destul de îngrijorători. E așa sau nu? E așa pentru că calitatea aerului în Republica Moldova lasă de dorit și în unele localități și de-a lungul drumurilor naționale, pentru că mașinile sunt un poluant foarte mare. Așa? Și n-aș zice că structurile responsabile, structurile guvernamentale responsabile de monitorizare nu fac măsurările. Le fac. Însă la asta și se limitează. Sunt măsuri și este informație ce și unde avem și de multe ori nu e tot bine. Însă, vă zic încă o dată, la asta se limitează. Nu este programul ăsta, este o strategie și gata. Mai departe nu se merge și nu se obține. Luăm municipiul Chișinău, da? Nu e o problemă mare că calitatea aerului depinde inclusiv și de fluxul de mașini. Câte mașini avem noi prin centru care circulă pe acolo, unde el n-are nevoie și da, nu sunt alte drumuri, da? Drumul de centură, nu-i. Plus, dacă ne uităm în municipiul Chișinău, noi avem foarte mult pământ dezgolit, zicem așa, da? De care se ridică praful. Acolo trebuie. Și investiții mari nu trebuie. Acolo trebuie, știi, prelucrat, afânat, sămânat iarbă. Gata. Știu. Și de acum calitatea aerului ar fi alta. Cum sunt și în alte țări, ori în alte gospodării, dacă să luăm așa mai, eu știu, mai pe înțelesul tuturor, fiecare în curtea lui
cum dorește, așa și-o face, da? Ori aruncă tot ce nimerește, ori își sădește și flori, și iarbă, și nu știu ce, și plăcut, și plăcut mediu. Tot peste gard e o situație, aici e alta. Așa și aici. Nu se monitorizează. Plus, sunt mulți agenți economici care, de ce noi simțim și în municipii Chișinău și nu numai, și parcurs, că călătorind pe Republica Moldova, unde sunt producători, mă rog, medic, amul mare, giganți, nu sunt, sunt mirosurile astea, da? Da. Care influențează. Iarăși, aceleași benzinării. La noi, la fiecare 10 km avem o benzinărie. Da, cât se evaporă de acolo? Cum influențează într-o rază de 5-6 km calitatea aerului? N-al preocupă pe nimeni. Banul. Domnule Prohnițchi, cred că pe final de emisiune vom încerca să abordăm un aspect care l-ați auzit în diferite cercuri, la sigur. Se zice că indiferența asta a noastră a oamenilor, pentru că până la urmă noi suntem cei care încercăm a schimba cursul firesc al naturii, vine ca un efect al bumerangului aceste schimbări climatice. Ori, deseori auzim că au dispărut cele patru anotimpuri tradiționale, primăvară, vară, toamnă, iarnă, cazul Republicii Moldova, nu știu, iarnă prea îndelungată, vară toridă și așa mai departe. E așa? Există o explicație? Există interdependența asta? Desigur că fiecare acțiune își spune în cuvântul. În natură, da? Totul este în mișcare. Totul este în mișcare. Și vrei, nu vrei, este legat una de alta. Așa? Noi nu putem să oprim curenții de aer pentru că ei la frontieră. Da? Ei nu au hotar geografic. N-au hotar și, mă rog, și vântul și ca și apa. Apa tot are cursul ei și subteran inclusiv și la suprafață. Mă rog. Însă, da, este pericolul acesta și asta este ca urmare a globalizării și a intereselor hapsine a agenților economici și a încălzirii concernilor globale. Da. Concernilor transnaționale. De ce? Pentru că pe dânsii interesează profitul. Cum extragerea gazelor, extragerea petrolului, da? La extragerea și a petrolului și a gazelor sunt situații când tehnologic, așa, se arde foarte mult gaz care este dobândit de pe el. Se dobândește petrolul și este paralel și gazul. El n-al extrage, n-al dă undeva. Îl aprinde și îl arde și arde și mult timp. Așa? Plus tehnologiile astea învechite în țările în curs de dezvoltare, cum ar fi India și altele, cu economii puternice de 3 ori mai puternici ca Rusia, zicem așa, da? Și, însă asta e consum, asta e emisie. China, tot așa. Ne mai vorbim de Statele Unite ale Americii, care acordul de la Paris, președintele Statelor Unite a declarat că se retrage din acordul ăsta, însă este o economie puternică în economia mondială, așa, și ea tot elimină, zicem așa, da? Și gazele este de seră, contribuie la crearea lor. Așa? Plus, da, aș zice că sunt și unele țări care poluează consistent mediul. Consistent, al poluează. Domnule Prohnițchi, eu vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit. Telespectatorii noștri, la sigur, au a medita asupra acțiunilor pe care le întreprinde fiecare dintre noi. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă în fiecare seară. Rămâneți alături de Reflector Analitic și de Accent TV.